dimineața, mă bucur să ne revedem. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și sugestiile pe care ni le trimiteți în fiecare săptămână. Să știți că eu le citesc pe toate. Așa că dacă aveți vreo dorință specială, dacă vreți să aflați un răspuns la o întrebare care nu vă dă pace sau să știți mai multe despre un subiect, îmi puteți scrie pe pagina mea de Facebook, iar eu o să am grijă să vă răspund tuturor. Dar să nu o mai lungim, să începem numai de bine. Dăm startul cu rubrica de sănătate, bineînțeles, că viața noastră este orientată spre muncă. Nu mai este nicio surpriză. Celor care vor să compenseze puțina mișcare pe care o fac cu ajutorul tehnologiei, le propun astăzi să dea o șansă biostimulării, la fel de eficientă și pentru o eventuală recuperare după o leziune sau afecțiune. Înainte să vă gândiți la alternative medicale pentru a arăta mai bine sau pentru a trata o afecțiune, cel mai bun lucru pe care îl puteți face chiar acum este să determinați ce este greșit în stilul vostru de viață. În loc să luăm liftul sau scările rulante la metrou, putem merge pe jos pe scări, putem merge de la metrou până acasă pe jos, avem un mers un pic alternant. În caz contrar, nu numai viața privată va avea de suferit, ci culmea și cea profesională, din cauza căreia, de multe ori ajungem la inactivitate și de aici la diverse afecțiuni. Apar astfel problemele localizate la nivelul coloanei lombare, dorsale sau cervicale, întregii coloane, cu dureri destul de supărătoare. În momentul în care s-a produs această schimbare și vedeți că timpul este totuși cel mai mare dușman în calea unei vieți mai active, nu este greșit să vă orientați către tehnologiile apărute în ultima perioadă bazate pe biostimulare. Un amalgam de curent, microcurenți care ajută foarte bine pe această problemă. Se pot face de 2-3 ori pe săptămână pentru un efect terapeutic foarte bun. Biostimularea ajută atât în probleme antiinflamatorii, dar presupune și programe post și pre-antrenamente sportive, pregătitoare pentru intervenții chirurgicale, elimină rapid celulita și crește energia corpului. Ca afecțiuni țintă sunt toate bolile inflamatorii ale țesutului muscular și ligamentar. În cazul entorselor sau luxațiilor pot ajuta pe viitor să nu mai fie o slăbiciune la nivelul lor. Ajută la reducerea febrei musculare prin diminuarea și eliberarea acidului lactic mai rapid. Una dintre cele mai solicitate operațiuni este cea care se adresează recuperării postnatale. Accelerează circulația și eventual în cazul unei cezariene, țesutul este mult mai repede ajutat să se refacă. Semnalul unic este transmis întregului corp, perfect confortabil pentru client, prin acesta stimulându-se fibra musculară, timp în care pacientul simte cel mult înțepături. După tratament simte eventual o căldură locală care trece destul de repede. În timpul tratamentului este stimulată circulația limfatică și sangvină. Poate ajuta și prin stimularea colagenului și elastinei să distrugă țesutul fibros, țesutul care, de exemplu, apare într-o intervenție chirurgicală, să se diminueze. Specialiștii recomandă un minimum de 6 ședințe pe o perioadă cuprinsă între 2 și 3 săptămâni, pentru ca ședințele să poată acționa eficient în zonele în care pacientul sau clientul dorește o îmbunătățire.